Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Adâncește-te în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan capitolul 1, versetul 14. În Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit în mod curent poporului. În toate cele 39 de cărți, El le-a dat porunci și promisiuni în anumite condiții. Unii au înțeles ce dorea El să spună, alții nu. Unii au încercat să le respecte, reușind mai mult sau mai puțin, pe când alții le-au respins și s-au hotărât să trăiască după plăcerea lor. Atunci Dumnezeu a făcut un lucru de necrezut. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan capitolul 1, versetul 14. Domnul Iisus a fost o Biblie vie. Și Ioan ne spune, Cuvântul era Dumnezeu, în versetul 1. Deci cu cât te adâncești mai mult în cuvânt și cu cât el pătrunde mai adânc în ființa ta, cu atât mai mult din Dumnezeu strângi în inima ta. Poate spui, uneori nu pricep prea mult când citesc Biblia. Iată un cuvânt pentru cei înțelepți. Când încep să studiezi Biblia, nu o face pentru a descoperi noi adevăruri pe care nu le-a mai găsit nimeni vreodată. Fă-o cu această atitudine. Doamne, ce crezi despre mine? Problema pe care o avem majoritatea dintre noi nu este interpretarea pasajelor dificile, ci să ascultăm de cele pe care le înțelegem deja. Cuvântul lui Dumnezeu îți oferă și următoarele două lucruri. Întâi, ocrotire. Psalmistul a spus, dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele mă înviorezi. Psalmul 119, versetele 92 și 93. Cuvântul lui Dumnezeu îți oferă și călăuzire. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119, versetul 105. Ai nevoie de călăuzire? Ai nevoie de ocrotire? Adâncește-te în Cuvântul lui Dumnezeu.